emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să ocupe diferite funcții în perioada următoare. Ne referim aici la 2024-2028, pentru că vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Astăzi ne canalizăm atenția asupra Comunei București, iar pentru a afla mai multe despre proiectele pe care invitata mea de astăzi le are pentru a dezvolta această comunitate. Alături de mine este doamna Ancuța Elena Suciu, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei București. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, dragi telespectatori, și bună ziua, dragi bucureșteni! Mulțumesc frumos pentru invitația. Cu drag, este important că sunt oameni, sunt candidați care, iată, au acest curaj până la urmă de a veni în fața oamenilor și de a-și expune până la urmă dorințele pe care le au pentru comunitățile pe care și le au cumva așa la suflet și își doresc să le dezvolte. De obicei, când vine vorba despre politică, despre administrație, automat ne gândim la bărbați care să coordoneze diferite administrații publice, locale, consilii județene și așa mai departe. Cât de dificil este pentru o femeie în politică și administrație? Pe ce să zic, acum eu fac politică din anul 2000. Administrație la fel de atunci, am fost și salariat chiar în cadrul Primăriei Comunei București. De atunci am fost la Registrul Comerțului, consilier juridic, director, Agenția de Îmbunătățiri Funciare, sanatorul Brad și acum sanatorul Gioagiu. Am o vastă experiență în administrație și de peste tot am învățat multe lucruri, am făcut diferite cursuri pe diferite domenii de activitate, de la proiecte europene, la achiziții publice și atunci pot să spun că acum chiar vreau să pun în valoare ceea ce știu și să dezvolt Comuna București. Prin fonduri europene, pentru că până mai sunt și avem ocazia să fie eligibile proiectele noastre, pentru că este mediul rural, zonă defavorizată și atunci avem și șanse de a fi eligibile proiectele comune noastre. Ce v-a determinat să intrați în această competiție electorală? De la ce a pornit, acum 4 ani de zile, chiar când, mă rog, s-a anunțat din nou câștigător acest primar, o anume persoană din comunitate mi-a scris un mesaj: Ancuța, ești singura care poți să dezvolți comuna noastră și singura care poți să câștigi aceste alegeri. Și atunci am zis, da, de ce nu? Și am început demersurile, să spun așa, din acel moment, tot timpul fiind în mijlocul locuitorilor din comună și sprijinindu-i în măsura legală. Sunt multe problemele în satul românesc în general, inclusiv în județul Hunedoara, probleme pe care cu siguranță le-ați simțit și dumneavoastră în această comună, dar cred că mai degrabă v-au spus cetățenii despre problemele cu care se confruntă și ce își doresc de fapt pentru această comună. Așadar, ați plecat cumva de la propunerile poate venite din partea cetățenilor, de la discuțiile pe care le-ați avut cu ei în a vă contura acest program electoral? Da, așa este. Să știți, această cărticică care am făcut-o pentru dezvoltarea comunității și sunt convinsă că vom putea face mai multe proiecte de ceea ce am scris aici, sunt doleanțele cetățenilor din comuna noastră. Și aș începe în primul rând cu curățenia localității. Doresc comuna noastră să fie minunată. Când intri în Comuna București, nu să fie tabla cu Comuna București și bălăriile, ci să fie frumos aranjat și mergând mai departe să fie drumurile cu rigole, curățenie pe stradă. Chiar încerc să fac și un părculeț cu flori și așa mai departe, să arate comuna altfel decât ceea ce este acum, cum arată și celelalte comune învecinate, respectiv Comuna Criscior, Comuna Buceș, chiar arată altfel. Edilii de acolo, primarii de acolo sunt foarte implicați și pentru cetățeni și atunci se vede diferența.
Diferența, până la urmă, o fac și aceste proiecte și omul care se ocupă de toate aceste direcții, până la urmă, pe care le trasează. Un aspect foarte important este infrastructura rutieră, pentru ca și cetățenii, dar poate și turiștii care ajung în anumite zone din județul Hunedoara să aibă un parcurs sigur, în primul rând, în ceea ce privește drumurile din comună, care este situația lor. Ce să vă spun, poate trebuia să vă aduc câteva fotografii și atunci vedeați și dumneavoastră realitatea faptelor, cum arată drumurile noastre. Din punctul meu de vedere, lasă de dorit. Pe viitor vreau ca acele drumuri să fie grosimea asfaltului, corespunzătoare cărții tehnice și, mă rog, cu rigole și așa mai departe. La acest moment el arată destul de rău, suficient de rău. Deși există fonduri, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, și-au venit atât de multe trenuri prin gările noastre, dacă îmi permiteți această exprimare, iar primarii ar fi trebuit să depună proiecte, să și câștige acele proiecte și mai apoi să fie implementate. Oportunități și sunt. Acum de o lună de zile, o lună jumătate, am fost la București, la directorul general adjunct de la AFIR, și îmi spunea, zic, ce proiecte mai aveți pentru satul românesc? Și zice, păi uite, am avut proiecte pentru drumurile din localitate, din comună. Zic, verifică, te rog, să vezi și dacă Comuna București a depus proiect. Și chiar ne-a spus, zice, eu n-am auzit de Comuna București până nu ai pomenit numele, dar să știi că proiecte nu au depus. Deci se putea depune proiect pentru asfaltarea drumurilor comunale, a străduțelor, a drumurilor vicinale, dar, din păcate, nu s-a depus proiect. Nu avem proiect depus la acest moment, dar cu sprijinul cetățenilor din data de 9 iunie sunt convinsă că pe urmă voi depune eu proiect și vom face ca drumurile să fie accesibile și să încercăm să dezvoltăm zona. În această zonă și de altfel cam în toate zonele, spuneam, sunt importante drumurile, sunt la fel de importante însă și serviciile pe care administrația reușește să le aducă în comunitatea respectivă. Ne referim aici la apă, canalizare, gaz, electricitate, pentru că sunt unele probleme, să spunem, sau încă mai sunt în anumite zone din țară. Aveți toate aceste utilități în comună? Vă gândiți poate la unele proiecte pe care să le aduceți în atenția cetățenilor în eventualitatea în care vă vor vota? Mi s-a cerut apă și canal în toate satele și chiar voi face acest demers. Ieri, întâmplător, m-am întâlnit cu un proiectant care îmi spunea că un anume primar de aici, din județul nostru, a accesat fonduri europene și are apă canal în toată comuna, pe PNRR. Deci, se poate. Doar să vrei să-ți faci actele și să le depui. Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă, de fapt, un primar, un bun gospodar, așa cum ne place uneori să-i spunem unui primar? Implicat, să fie aplicat, să fie pentru oameni. La momentul când vin la primărie, că de aceea am și scris, să ajutăm cetățenii care vin și ne deschid ușa, că poate ne caută de puține ori. Plătesc unii dintre ei, chiar m-a spus, noi mergem la primărie doar pentru a plăti taxele. Poate pentru adeverință pentru APIA. Și acea adeverință de multe ori mi s-a spus că a fost făcută greșit. Nu este normal în 2024 să se întâmple și firesc să se întâmple acest lucru. De aceea trebuie să sprijinim acești locuitori pentru că mulți dintre ei nu au mașini, iar pentru a merge până la Brad trebuie să plătești un taxi și automat totul costă. Ajungi până la Brad, nu este bună adeverința, vin înapoi alți 20-40 de lei, depinde din ce localitate ești. Și mulți și-au poate concediu când vin până la noi la primărie și atunci nu este normal ca tu într-o zi un lucru care poate ți-ai propus să-ți rezolvi mai multe probleme și să nu poți să rezolvi niciuna din cauza primăriei, mă rog, a salariaților din cadrul primăriei. De aceea eu vreau să am deschidere, cum am fost și pe celelalte domenii de activitate și când am lucrat la Registrul Comerțului, la Agenția de Îmbunătățiri Funciare aici la Sanator. Eu sunt pentru oameni și vreau să-i ajut. În măsura legală voi face toate demersurile de a ajuta pe cetățenii acestei comune.
sunt importante aceste legături, această relație până la urmă între primar și cetățeni, să fie ascultați oamenii atunci când au nevoie, pentru că și în viața noastră de zi cu zi cumva tindem să fim așa ușor egoiști atunci când vine vorba despre ceilalți din jurul nostru. Ascultați și încurajați. Vreau foarte mult să încurajez și tinerii să acceseze cât mai multe proiecte europene, până mai sunt proiecte europene, pentru că este frumos să dezvolți această zonă. Am scris aici și în pliantul meu o cascadă care vreau să o amenajez, să o amenajăm împreună. Avem două monumente istorice, două biserici monument istoric în Comuna București, respectiv în satul Curechiu și Merișor. Una chiar a fost reabilitat acoperișul, cealaltă urmează și avem deschiderea drumului în satul Curechiu, pentru că este în curs de finalizare Balșa Curechiu și atunci să încercăm cumva să promovăm această zonă. Un drum care, cred că nu a fost niciodată reabilitat sau cel puțin în ultimii zeci de ani, cred că nu a suportat nicio modificare în bine din acest punct de vedere. Iată cum e pe punctul de a se finaliza acest drum. Exact. O investiție, cred, a Consiliului Județean. Da, da. Foarte importantă pentru noi, pentru că se va deschide zona. Avem persoane acolo care lucrează manual, pictează pe sticlă, fac manual fel de biserici din lemn, deci chiar îmi doresc să-i sprijin pe acești locuitori și chiar vorbeam cu directorul de la GAL, care îmi spunea că sau să fie fonduri pe așa ceva, doar trebuie susținuți, promovați acești oameni. Ajutați. Iată, spuneați puțin mai devreme și despre o cascadă în această zonă. Probabil că mulți nici măcar n-au auzit că există o cascadă aici în zonă. Da, pusă în valoare și toate acestea se pot face cu, să zic așa, parteneriate și colaborare cu Consiliul Județean și mulțumesc domnului președinte Nistor pentru că tot timpul a fost alături de comunitatea noastră locală, inclusiv când ne-am ajuns în imposibilitatea de a merge copiii la școală, respectiv la liceu, la Gura Barta și la Brad, și atunci am mers la domnul președinte și am găsit o formulă legală prin care să meargă acești copii cu, să aibă un mijloc de transport de a merge la școală. Și de anul acesta, iarăși din ianuarie, dumnealui ne-a sprijinit și copiii merg la școală și au mijloc de transport, pentru că altfel plăteau taxi, ceea ce îi costea foarte mult. Așa, mergând cu autobuz, nu școlar, cu mijloc de transport în comun, statul le plătește o parte din abonament. Și atunci și... Da, le este de contat și le este mai ușor și părinților, pentru că sunt mulți care au 2-3 copilași care trebuie trimiși la școală și atunci costă mult naveta. Mai este școală aici, în Comuna București? Mai sunt copii care merg la școală? Da, da. Avem, cred că undeva la peste 50 de copii, cu grădiniță, cu tot. Și chiar îmi doresc să vin în sprijinul învățământului, pentru că îmi doresc să fac o grădiniță cu program prelungit. Avem părinți care duc copiii la Gura Barza și la Brad la școală, la grădiniță, la cămin, pentru că îi lasă dimineața la 8 și iau la ora 4 când vin de la servici. E, acest demers se poate face și în Comuna București. Ori să facem o grădiniță nouă sau dacă nu avem spații în cadrul școlii vechi unde să desfășurăm acolo activitatea, să li se acorde o masă caldă și atunci copilul să doarmă acolo și să stea până când reușește părintele să vină la 4, 4 jumate, să-l ia de la 5, de la... Să știe, în primul rând, că este în siguranță copilul lui. Există și sursele de finanțare necesare pentru dezvoltarea acestor proiecte de care spuneți? Chiar am povestit cu doamna inspector general și există surse de finanțare pentru înființarea astfel de grădinițe. Cu dotări, cu absolut tot. Până la urmă, cu toții spun că trebuie să ne păstrăm tinerii acasă, ba mai mult decât atât să-i readucem pe cei care sunt plecați, însă fără proiecte viabile, fără proiecte care să îi determine pe acești oameni să se întoarcă sau să rămână în aceste comunități, lucrurile par aproape imposibil de realizat. Este idealul, într-adevăr, să avem comunități din ce în ce mai populate, să spunem, doar că aici intervine și administrația locală, administrația județeană cu proiecte și spuneați puțin mai devreme și despre producătorii locali, despre cei care încă mai realizează anumite lucruri
poate așa, la o scară mult mai mică, deși și-ar dori să se dezvolte mai mult, doar că nu au curajul, poate, așa de a este. Porni pe un astfel de drum. Vă gândiți și la partea aceasta de producători locali, da, să dezvoltați și să-i sprijiniți? Și cum ați putea să faceți acest lucru? Pe tot așa, prin diferite proiecte. Acum, în cadrul comunei, este înființată și o asociație unde producătorii se pot înscrie și automat când depun proiectul primesc punctajul mai mare. Sunt fel de variante și chiar vreau să le vină în sprijin tuturor, să vină consultanți, să le explice de ceea ce pot să facă și să aibă toată susținerea noastră. Pe acest pliant este scris așa, mare pliantul pe care ni l-ați adus și pe care cred că l-ați distribuit deja în mare parte sau poate în toate satele aparținătoare Comunei București, pe care scrie așa, pe 9 iunie Comuna București trece la următorul nivel de dezvoltare. Care ar fi următorul nivel de dezvoltare pentru această comună, care nu mai are poate chiar atât de mulți locuitori, dar și cei care sunt aici poate își doresc să aibă un viitor aici? Păi, așa cum am și spus, modernizarea administrației, educație, cultură, turism și aici, cum am spus, reabilitarea școlii, înființare de grădiniță, turism, să încercăm să-l dezvoltăm, cultură, pe vremuri se făcea cu ceva timp în urmă, o activitate culturală frumoasă, care era făcută în colaborare cu Centrul de Cheață și Cultură la acea vreme. De aici a pornit în anul 1784 răscoala condusă de Horea Cloșca și Crișan și atunci se făcea o activitate la fel cum e și cea de la Cheia. Îmi doresc să o repun în planul de activități al Consiliului Județean în colaborare cu parteneriat cu Primăria București, iar în toamna aceasta să o desfășurăm. Atunci, la final de an, doresc chiar să facem o activitate frumoasă, am trecut aici o denumire șezătoare cu bucurie, nedeile să fie că oamenii își doresc să socializeze, să se întâlnească, mai ales după ce a fost cu COVID-ul în care am fost izolați și fiecare am stat la casele noastre. Acum deja chiar povesteau că ziceau, au început să ne viziteze persoane, neamuri care n-au mai fost la noi de mulți ani și se bucură, ne bucurăm când ne revedem și aș vrea să poate să vin atunci când din ideea să fie cum era pe vremuri, aveau la poartă oamenii câteva mașini, 20-30 de invitați, era ceva frumos, era ceva deosebit, să aibă pentru ce veni când este nedeea în satul lor, să fie o muzică frumoasă, să fie un spectacol, să fie câteva ore în care oamenii, cetățenii să se simtă relaxat, degajat, minunat, să se întâlnească unii cu ceilalți, să-și vorbească, pentru că la noi în comună, din ceea ce am văzut, este foarte multă ură și dezbinare indusă între cetățeni. Vreau ca aceste lucruri să ajungă la normalitate, să nu mai fie astfel de lucruri, să încercăm să ne înțelegem unii cu ceilalți, să ne sprijinim. Căminele culturale doresc să le dotez cu, mai ales că acum sunt fonduri europene, îmi spunea tot așa un primar cu experiență că el are și costume populare la cămine luate prin afir, cu mașină de spălat, cu cameră free, cu mese, cu veselă, cu absolut tot ce trebuie la un cămin cultural și dotat, poți să-l dai pe urmă și închirii automat și să îți aducă un venit. Se pot face foarte multe lucruri, mai ales că acum sunt proiecte europene, deci eu nu am niciun dubiu că nu o să reușim în fiecare an să depunem proiecte europene. Și să le și finalizați, să le realizați, că asta este foarte important, să reușiți să le duceți și la bun final și oamenii, locuitorii acestei comune să se bucure de toate aceste investiții, pentru că până la urmă acolo o mică parte e și o cotizație a oamenilor și trebuie cumva să se resimtă aceste taxe, impozite pe care ei le plătesc și să aibă așa o bunăstare, că și acest cuvânt îl tot folosim din ce în ce mai des, bunăstarea cetățenilor. Ei bine, haideți să și vedem concret această bunăstare. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct. Idei aveți, proiecte sunt. Aveți și o echipă pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră, exact. Mă gândesc. Să ne dați câteva detalii despre oamenii pe care îi aveți și pe care i-ați propus pentru Consiliul Local. Păi, Demian Mihai este, cum spunem noi, un partener de afaceri care are o activitate, obiect de activitate în exploatare forestieră. Dumitrescu Macer fiind
la momentul acesta pensionar, dar slujește în slujba bisericii, este epitrop, sârb, Ionel este jurist, lucrează la Paprod, Haneș Sorin este, lucrează pe un autobuz ca mijloc de transport, șofer, Haneș Marcel lucrează la o firmă privată, este supervisor, deci sunt Prodan Georgiana, uite am aici și două domnițe, Hurubean Ciobescu, pe diferite domenii de activitate, Rus Marius iară știe foarte bine să lucreze manual cu lemnul și chiar îl felicit că o să avem nevoie pentru sprijin pentru comunitatea noastră. Sunt oameni care vin din mai multe domenii de activitate și sunt convinsă că împreună o să construim ceva frumos pentru localitatea noastră. În acest pliant mai este aici o frază care mi-a atras atenția. Cea mai mare bogăție a Bucureștiului sunt oamenii care dezvoltă așa comunitatea. Este. Așa este. După cum v-am spus, sunt diferite, din diferite domenii de activitate. Mai văd aici Ghilean Gheorghe, este un băiat tânăr, familist convins, care întreține familia și ajută familia și lucrează șofer un camion. Vărzar Ioan, pensionar, Popa Bogdan, la fel, în domenii de activitate diferite și împreună sunt convinsă că reușim să facem multe lucruri pentru comunitatea noastră, mai ales că acum este cu mult mai simplu ca anii anteriori, pentru că sunt firme de consultanță care sunt 10% eligibili în cadrul proiectului, tu automat le dai datele, iar ei îți fac notele de fundamentare. Tu trebuie să știi ceea ce vrei să faci și să fii pregătit, adică dacă știi că vin proiecte pe drumuri, automat trebuie să-ți fie întabulate și să ai acte de proprietate, în așa fel încât când se deschide sesiunea să poți să le dai lungimile și eu știu ce cerințe vor mai fi, să fii pregătit. Pentru orice, pentru cămine, pentru școli, pentru absolut orice, să știi de la începutul anului ce vrei să faci anul în curs. Eu am văzut de când sunt aici la sanatorul din Giugiu că deja am două proiecte depuse, acum se depune am pe digitalizare și acum pe ambulatorul integrat, deci am depus documentație separat la Ministerul Sănătății pentru modificare de structură, pentru a duce medic acolo de cardio și de interne, numai că este de durată până ne vine răspunsul, dar îl așteptăm cu mare drag. Vrem să facem și noi salină, am cumpărat aparatură, deci chiar dacă într-un timp foarte lung de când sunteți de această funcție. Că nu am. Dacă colaborez, pentru că de la fiecare angajat, de la fiecare cetățean, ai ce învăța, doar trebuie să-l asculți. După cum v-am spus și acest pliant, l-am făcut din dorința oamenilor. Ce doresc cetățenii să facem pentru Comuna București. Și îmi asum angajamentul că voi face aceste lucruri. Ceea ce mi-am scris aici și nu numai. Cum sau unde vedeți dumneavoastră că dacă în eventualitatea în care oamenii vă vor oferi votul de încredere în data de 9 iunie, va fi Comuna București peste 10-20 de ani, să spunem? Păi, v-am spus, drumurile vrem să fim reabilitate, școlile, căminele culturale, vreau să aduc investitori, vreau să aduc și gazul în comună pentru că mi s-a cerut să fie apă și canal și vreau repopularea satului românesc. Să știți că sunt care au venit, sunt cetățeni din altă parte care au venit la noi în comună. Și aceștia, doamnă, da, zice, avem nevoie și noi de utilități, de gaz, de, eu știu, un drum asfaltat și chiar voi face și voi sprijini. Eu nu o să țin cont de colaboratura politică și acum ei știu că acesta este avantajul meu, că eu n-am răutăți așa gratuite și omul, dacă faci, te va vota fără ca peste 4 ani să te mai duci, să explici ce ai făcut. În tot timpul acesta, eu vreau să fac ședințe lunare cu locuitorii sau la 2 luni în care să discut problemele existente pe raza comunei și, bineînțeles, și ei ori de câte ori pot să treacă pe la primărie, eu aștept cu mare drag. Vreau să am deschidere pentru fiecare cetățean. Le lipsește oamenilor această legătură între administrația locală și ei? Este așa foarte o barieră, mult, să spunem? Da, da. Nu pot să spun cum se vorbește la noi în cadrul primăriei de către o anumită persoană, către cetățeni. Deci foarte urât. Da. Nu pot să folosesc acele cuvinte, dar bineînțeles. Da. Lucruri? Da. Da. Am și un filmuleț că cineva a filmat și, da, mă rog, este mie jenă să-l dau public.
Da, este păcat dacă într-adevăr se întâmplă astfel de lucruri, pentru că relația ar trebui să fie o alta și ar trebui făcută mai multă administrație totuși în cadrul unei primării. Cred că asta Așa este rolul. Te duci acolo, ai un serviciu, ai un job, dar ce trebuie să faci pentru dezvoltarea comunității? Cum faci pentru orice domeniu unde lucrezi? Automat, dacă există colaborare și stai cu toții la masă, fiecare își spune de punctul de vedere. N-am mai departe, trebuie să găsești un proiect ca să-l treci și să-l concretizezi. Și eu așa văd lucrurile. Oamenii nu mai au foarte multă răbdare, să spunem, atunci când vine vorba despre proiecte și mai ales atunci când văd că în comunitățile învecinate lucrurile se schimbă, se dezvoltă, vin anumite investiții și investitori, pentru că ați punctat foarte bine acest lucru. Bun, acum avem și orașe care sunt ocolite de unii investitori, din păcate. Probabil că în mediul rural sau în unele zone din mediul rural este și mai dificil să fie atras și acești investitori. Dar creându-le cumva poate un mediu adecvat, lucrurile s-ar putea schimba. Și oamenii de aici din Comuna București au nevoie și de locuri de muncă. În prezent există locuri de muncă în comună? Ce să zic, puțin. Acest Demian Mihai are firma de exploatare și atunci are ceva locuri de muncă create. Mă rog, mai sunt și ceva bărulețe, magazin, dar puține, să zic, undeva 20-30 de locuri de muncă, dar nu cred că sunt 30 de locuri de muncă. Și, mă rog, primăria, unde sunt salariați din cadrul comunei. Ceilalți sunt obligați să facă naveta, probabil, în alte zone, în Brad, în Deva, poate, sau în alte localități. Da, da. Și vreau mai multă implicare, pentru că, de exemplu, aici avem întabulările acestea care acum necesită pentru orice, dacă vrei un proiect, trebuie să fie casa întabulată și pe legea 123 din 2023 se poate face întabularea gratuit. Chiar cetățenii din comună au zis, doamnă, dar să știți că domnul primar de la Buceș le face această întabulare gratuit. Și să știți că am fost până la domnul primar și mi-a dat soluția legală prin care pot să fac această întabulare gratuită și chiar voi face aceste demersuri când voi ajunge primar și voi ajuta cetățenii. Voi încerca să fac demers în așa fel încât la nivel național parlamentarii noștri să ne susțină și aici o să am rugămintea la doamna deputat Natalia, doamna ministru, pentru că perioada de depunere a cererilor a expirat și atunci să se prelungească, să încercăm o prelungire, pentru că făcând o diferență, în comuna Buceș sunt 559 de cereri, iar la noi în comună doar 201 cereri depuse. Deci, iar transparență, ce să zic, mai puțin și multe alte lucruri care se puteau face pentru cetățeni și a fost gratuit pentru date de Guvernul României la noi în comună nu s-a spus și este păcat. De ce să nu spui? De ce să nu fie cât mai multă lume să depună cereri și să îi ajuți? Că de aceea ești acolo factor decisiv. Aveți experiență și în ceea ce privește partea aceasta de sistem medical. Sunt foarte multe comune în județul Hunedoara care nu au nici măcar un medic de familie în comunități de poate câteva sute sau mii de locuitori. Aveți vreun plan și pe această latură de dezvoltare poate și a unui cabinet, a unui dispensar sau cât de cât să aduceți cumva și acest segment în atenția locuitorilor Comunei București? Am și scris în ceea ce doresc eu să fac, doresc modernizarea dispensarului, adică nu modernizare, eu chiar vreau să construiesc un dispensar nou, sunt convinsă că voi găsi și fonduri, pentru că este, cum spunem noi, în primăria veche, primăria este așa cum este primăria veche, cum știm cu toții și o vedem, și atunci chiar îmi doresc să facem un dispensar modern, dotat cu absolut tot ce este necesar, pentru că medicul care este în cadrul acestui dispensar, medicul nostru de familie, este foarte aplicat și implicat, este un medic foarte bun și pentru oameni și are foarte mulți pacienți, atât din Comuna București, cât și din comunele și orașele învecinate. Chiar am rămas plăcut surprinsă când eram și la sanatorul din Brad, că zice medicul meu de familie este medicul respectiv. Zic, mă bucur foarte mult. Zice foarte mult, îl respectăm și este pentru a trata cetățenii.
Da, și sunt importante și spațiile în care acești oameni își desfășoară activitatea și spațiile în care pacienții vin până la urmă, pentru că am avut și avem în continuare exemple de așa nu, dar iată că se pot face construcții noi și pot fi dotate corespunzător pentru că acești oameni să aibă până la urmă un sprijin minim în ceea ce privește sănătatea lor și să nu uităm, sănătatea, educația, acolo luptă umăr la umăr. Așa este. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, cred că mai avem vreo două minute, un minut din această emisiune. Mi-a atras atenția aici din nou la dezvoltarea economică a comunității, un bloc ANL. Da, am cerințe din partea tinerilor să construiesc un bloc ANL și le-am promis că o să fac acest lucru. Ar fi primul bloc ANL de aici din comună? Da. Deci, atât, solicitări există? Oamenii vă cer... Pe diferite domenii de activitate. Acum sunt convinsă că pe urmă o să apară mai multe doleanțe din partea lor, pentru că o să vină la mine și o să vadă că avem deschidere și că vrem să-i sprijinim și atunci o să vină și ei cu sugestii și dacă găsim proiecte europene, cu mare drag o să le facem. Sunt binevenite până la urmă. Suntem la final de emisiune pentru că timpul trece foarte repede și înainte de a ne lua la revedere, o să vă rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor Comunei București, pentru că vă reamintesc, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Vă rog. Să nu vă fie frică, să mergeți, să votați primar Ancuța Elena Suciu, echipa de consilieri locali PSD, președinte al Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor și consilierii județeni și, bineînțeles, europarlamentarii. Aveți toată încrederea în noi pentru că vom încerca să construim Comuna București. Ne dorim schimbarea în bine pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult, doamna Suciu, că ați fost alături de noi astăzi și vă dorim mult succes, aveți. Doamne ajută, mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!